Constanța cu un nou proiect pilot. De data asta cu Asociația Marea Nostru a organizat un atelier Grünwig, care a avut loc între 8 și 15 aprilie 2013 și s-a numit Cultură și Natură, noi direcții pentru turismul sustenabil. Am avut 10 participanți din 6 țări europene, i-am selectat din cele peste 60 de aplicații pe care le-am primit, iar activitățile pe care le-am desfășurat s-au axat pe mai multe direcții. Am avut întâi o componentă legată de mediul natural și am încercat să promovăm aspectele legate de biodiversitate din Dobrogea. O altă componentă legată de turismul cultural și istoric, de asemenea din zona noastră, și a treia direcție s-a axat pe promovarea exemplelor de bună practică din domeniul turismului. Majoritatea activităților le-am desfășurat în Constanța, dar o parte din acțiuni le-am desfășurat și în zona Casian. Este o zonă foarte frumoasă din județul Constanța. De asemenea, am avut activități la Histria și în Delta Dunării. Colaborarea cu Societal s-a derulat pe mai multe paliere. A fost poate întâi de dată o componentă de formare, pentru că am participat la sesiunile de training organizate, oarecum la începutul desfășurării proiectului nostru. Au fost mai apoi niște reuniuni în cadrul cărora am detaliat, de fapt, care vor fi indicatorii pe care o să încercăm să îi concretizăm, astfel încât în momentul de față, când ne aflăm aproape de sfârșitul proiectului, deci ne apropiem de faza de raportare, să ne putem raportat de fapt la niște obiective de responsabilitate socială dincolo de cele strict legate de implementarea activităților atelierului. Le-am prezentat participanților indicatorii societari. Au considerat că sunt lucruri esențiale în stabilirea pașilor pentru desfășurarea unui proiect. Am comparat oarecum situația din România cu cea din țările din care veneau participanții și am încercat să vedem ce este mai ușor sau mai dificil de implementat până la urmă în activitatea reală. Din planul de indicatori pe care l-am realizat în cadrul societal, noi am insistat într-adevăr foarte mult pe partea de mediu și din cauza obișnuinței. Am realizat o plantare, încercând să compensăm emisiile de CO2 produse, în special de transportul participanților, dar și de organizarea per total a atelierului. Am insistat pe noțiunea participanți în teren și pentru a experimenta pe pielea lor acest concept. Pe partea de indicatori economici am încercat foarte mult să susținem economia locală, astfel că am ales un hotel care este cumva o afacere locală, mai micuță, dar are foarte multe produse organice, bio și care sunt de proveniență foarte apropiată de locul întâlnirii. Au o fermă aici în județ de la care au achiziționat toate produsele. Pe partea de guvernanță a existat evident un formular de feedback la finalul atelierului, dar pe tot parcursul desfășurării activităților noi am discutat cu ei, am avut discuții informale în care le-am cerut constant părerea, le-am oferit ocazia de a face sugestii, comentarii și de a spune ceea ce doresc ei să mai schimbăm sau poate să îmbunătățim. Tot pe partea de mediu am încercat foarte mult să raționalizăm utilizarea resurselor. Din acest motiv, cumva cea mai importantă parte pe care am făcut-o a fost să reducem consumul de materiale imprimate, așa că le-am oferit participanților un stick de memorie cu toate materialele de care aveau nevoie. A existat și o sesiune de schimb de experiență, de idei mai degrabă, în care fiecare participant a prezentat exemple de bună practică în ceea ce privește turismul durabil din țara sa. Am colaborat foarte bine și cu partenerii locali, ne-au ajutat foarte mult în implementarea proiectului nostru. Printre partenerii noștri s-au enumerat Liceul Teoretic Ovidius din Constanța, Statul Major al Forțelor Navale împreună cu Academia Navală Mircea cel Bătrân, Curtea Brâncovenească, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Muzeul Marinei Române și Universitatea Ovidius din Constanța. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.